să ne spuneți câteva idei după acest meci. Ce pot să spun? Victorie importantă. Știam că întâlnim un adversar în formă maximă. 8 meciuri fără înfrângere. Erau pe val. S-a și văzut azi de ce. Au jucat foarte bine și ei. O echipă greu de bătut și mă așteptam să fie așa de greu meciul. Iar până la urmă, micile detalii au făcut diferența. Două faze fixe bătute excelent ne-au făcut să câștigăm acest meci. Și mă bucur că nu am riscat mai nimic în faza de apărare. Nu țin minte o ocazie sau ceva să ne amenințe poarta. Așa arată o echipă campion, așa să câștigă un campionat cu o apărare bună și să nu iei gol, părerea mea. Cum de l-ați desemnat pe Manea să execute acel penalti? General Dea, că era... Da, păi nu, Cipi a ratat și la antrenamente și la meciuri și m-am gândit să fac o schimbare. El la antrenament i-a zis lui Manea, mai bate și tu, că poate iei mingea și ai curaj. Am pus și pe Burcă la antrenament și pe... până și Denis a bătut, Colinger, care a fost mai curajos. Știți că eu nu sunt norocos cu penaltiurile și mi-era teamă că și Cristi ratează, dar el e pe val în momentul ăsta, sper să o țin așa, dă gol, dă pase de gol. Eu cred că cea mai bună formă de când l-am antrenat eu, Cristi Manea. Și Colinger v-a răsplătit pentru faptul că l-ați jucat în astăzi. Colinger a început foarte rău meciul. S-a văzut puțin, cred că era emoție, n-am mai jucat de mult. Dar m-am spus la... când am ieșit pe teren, am zis astăzi aș vrea să dea gol la fază fixă, ori e Boa, ori Denis. Pentru că la fază fixă, de obicei, dau Boateng cu Burcă. Și iată că la primul corner, Denis a făcut exact ce mă așteptam, ce am făcut și la antrenament. V-a surprins puțin victoria Farului de azi, 8-0 cu Botoșanu, să jucați cu ei în cupă. Da, te-am zis-o mai devreme. Cred că nu vrei să joci cu o echipă care pierde 8-0, sincer. Nu vrea nimeni. Îmi dau seama ce e acolo, ce presiune și ce o să facă cu noi. O să încerce să demonstreze. A fost un accident, dar nu mă așteptam la scorul ăsta. Cu toate că la 1-0, cred că Bilașcu e martor aici, și în 10 m-am gândit că se va termina 7-0, mi-a stricat scorul. Așa m-am gândit. Pentru că Farul avea toată echipa cea mai bună, joacă un fotbal extraordinar pe ofensivă și adversarul cu 9 minus era foarte greu să se oprească. Cum mai decurge recuperarea lui Debeliuh? Debeliuh sperăm să-l avem în Spania. N-am știut dacă va începe cu echipa. Cum rămâne de văzut ce va face în luna decembrie, e o lună importantă pentru el. Nu știu dacă am văzut foarte bine. Dumneavoastră ați primit galben pe bancă? Da, am primit și eu. Pentru că Petrilă, la momentul când a luat galben, i-am pus pe Bilașcu să-i facă poză la genunchi, a fost faultat. Și tu dai galben pentru un fault, nu știu dacă a fost în careu, dar eu cred că a fost în careu faza aceea, și a dat fault în simulare. Pe urmă, la penaltiul care l-am primit, tot așa, n-am înțeles de ce nu se duc mai repede la VAR când e o fază dubioasă, se uită, studiază și gata. Dacă a fost fault, dai fault, nu? Dar nu-mi place să iau prea multe galbene pentru că voi fi suspendat iar și ar fi păcat. Pentru că am două meciuri care n-am fost pe bancă acasă, sunt de fapt singurele înfrângeri ale noastre. Acasă, când am lipsit două meciuri importante cu Farul și Botoșani, le-am pierdut, în rest, acasă avem numai victorii, deci cred că port noroc echipei și ar fi bine să fiu pe bancă. Pe total, arbitrajul v-a mulțumit? Păi n-am ce să-i spun, ai bătut 2-0, ce să mai zici? Nu mai am ce să-i spun. Adică Varu și-a făcut datoria. V-am zis, dacă n-am înțeles la faza lui Petrilă, dacă n-a fost în careu, Varu are dreptate. Pentru că dacă nu e în careu, n-are voie să ducă să uite. Numai dacă e fază de penalti sau de roșu. Spuneați că vă temeți de o echipă care a luat 8, dar de echipa care a dat 8, pentru că aveți în Cupa României. Da. Adică, e clar că pentru cei de la Viitorul sunt convins că Cupa e un obiectiv clar. Nu s-a așteptat, cred că, în campionat să fie lideri și așa la mare distanță față de celelalte echipe. Și o să trateze 100% cei de la Farul. Și noi trebuie să tratăm 100%, dar trebuie să vedem ce soluții avem. Pentru că, în primul rând, vă spun sincer, asta e realitatea, eu mă gândesc la campionat. E mai important pentru noi decât cupă, dar nu o să mergem să ne dăm la o parte. Un rezultat egal sau o victorie ne-ar califica mai departe și o să merg să încercăm și o să mergem cu tot lotul. Nu o să rămână nimeni, tot lotul merge la meci și la Constanța și la Botoșani. Argentina s-a calificat mai departe. Îl vedeți pe Messi tot mai aproape de primul său titlu mondial? Nu va fi ușor. În primul rând, în semifinale are Olanda, nu? În sferturi, pardon. După aia când o să fie și Brazilia. Eu mi-aș dori mult să fie Messi cu Ronaldo în finală. Ar merita pentru ce carieră au făcut. Pentru mine Messi rămâne, am spus-o și o voi spune, cel mai mare jucător din istoria fotbalului
Știu că o să se supere mulți, dar în opinia mea a fost mai mare decât Maradona pentru cariera care a avut-o. O carieră fantastică, 1000 de meciuri, nu știu, 1000 de goluri, nu știu câte are, plus că a jucat la un nivel maxim non-stop. Mi se pare cel mai mare jucător din istoria fotbalului, ăla care știu eu. Iar Ronaldo, la fel, cred că trebuie să fie în primii trei în istoria fotbalului, plus profesionalismul lui. Mi-ar plăcea foarte mult o finală Argentina-Portugalia, dar nu cred. Luna aceasta o să fie ziua dumneavoastră. Care ar fi cadoul ideal? Cadou? Da. Să câștigăm toate meciurile anul ăsta. Ar fi fantastic. Mersi. Adică să terminați în primul loc, nu? Păi nu, să le câștigăm pe toate, băi, vedem pe ce loc terminăm.